cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Sunt Cătălin Ganera și vă prezint mijloace specifice pentru dezvoltarea îndemânării, a capacității coordinative și ne vom referi la exerciții privind coordonarea acțiunii segmentelor față de corp. Tema se adresează clasei a 5-a, competenței generale numărul 2, și anume utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-3, recunoașterea exercițiilor simple pentru dezvoltarea calităților motrice de bază. Capacitatea motrică cuprinde deprinderi motrice care pot fi de locomoție, manipulare și stabilitate, la care se adaugă calitățile motrice de bază, și anume viteza, îndemânarea sau capacități coordinative, forța și rezistența. Îndemânarea sau capacitățile coordinative reprezintă capacitatea de a învăța cât mai rapid mișcări noi și de a le folosi cât mai eficient în condiții diferite. Ea se poate dezvolta pe toată durata anului școlar. Locul în lecția de educație fizică este după veriga influențarea selectivă a aparatului locomotor. Nu este recomandată planificarea dezvoltării îndemânării în aceleași lecții cu dezvoltarea vitezei sau cu formarea deprinderilor de locomoție, de stabilitate și de manipulare. Haideți să vedem care sunt componentele îndemânării sau capacităților coordinative. Ambidextria, atunci când poți folosi aproape la fel de bine mâna sau piciorul drept și mâna sau piciorul stâng, chiar dacă ești dreptaci sau stângaci. Precizia, când poți cu ușurință să marchezi un coș sau un gol sau să arunci la țintă. Echilibrul, poți să-ți menții corpul într-o poziție stabilă și să te reechilibrezi în timpul diferitelor mișcări. Coordonarea segmentară. Atunci când poți efectua mișcări simultane, adică în același timp, cu diferite segmente ale corpului. Orientarea spațiotemporală, adică în spațiu și timp, atunci când poți să îți modifici poziția corpului în timp și spațiu, în funcție de anumite repere. Și ritmul, când poți executa diferite exerciții fizice, respectând durata stabilită, ritm mai rapid sau ritm mai lent. În clasa 5-a, dezvoltarea îndemânării sau a capacității coordinative va urmări coordonarea acțiunii segmentelor față de corp, manevrarea de obiecte și echilibrul. Câteva exerciții pentru dezvoltarea coordonării acțiunii segmentelor față de corp. Stând, ridicări pe vârfuri și coborâri pe călcâie, concomitent cu efectuarea de rotări de brațe înainte, înapoi, cu un braț sau cu ambele brațe. Un alt exercițiu, mers înainte, pe vârfuri sau călcâie, un braț întins sus, celălalt întins lateral. După două repetări, se va inversa poziția brațelor. Capul sus. O altă categorie de mijloace este alcătuită din sărituri pe două picioare, pe loc, ca mingea,
cu lovirea palmelor în diferite poziții, sus, jos, înainte, înapoi, etc. Apoi exercițiul se poate realiza cu deplasare, sărituri în diferite direcții, înainte, înapoi, stânga, dreapta. După însușire, săriturile se pot executa pe un picior. Materialele filmate au fost realizate la școala gimnazială cu clasele 1-8, numărul 1 Cernavodă, județul Constanța. Mulțumiri elevilor îndrumați de profesorul de educație fizică și sport, Daniel Băietu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.